Poliția Brașov a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul unui copil de 3 ani care a murit la spitalul de pediatrie din Brașov. Asta după ce mama copilului a făcut plângere și a acuzat pe medici de neglijență. Inițial s-a spus că moartea copilului a fost cauzată de gripă, dar DSP Brașov a infirmat informația. Mai multe ne spune chiar acum Gabriela Mihai, te ascultăm. Am găsit băiețelul în vârstă de 3 ani. A fost dus de părinți la spitalul de din Zărnești pe 2 ianuarie. Acolo medicii din urgență au constatat că starea lui este una foarte gravă. I-au făcut un test rapid de gripă. A ieșit pozitiv la acest test, spun medicii de la spitalul din Zărnești. Ulterior au încercat să îl stabilizeze și l-au trimis la spitalul de pediatrie din Brașov, pentru că starea lui era una foarte gravă. Ei bine, băiețelul în vârstă de numai 3 ani a decedat pe 4 ianuarie, iar ieri dimineață mama băiețelului a făcut o plângere la poliție. S-a deschis un dosar penal în acest caz. Se cercetează modul în care medicii l-au tratat pe cel mic. Se așteaptă și o expertiză medico-legală pentru a vedea care a fost cauza decesului în. Cazul copilului de 3 ani și, bineînțeles, că acum se așteaptă rezultatele anchetei. Gabriela, mulțumim și vorbim despre o noutate în România. Sperăm să se și respecte amenzi mai mari pentru aruncarea gunoaielor. Știm că avem o problemă serioasă din acest punct de vedere. Președintele a promulgat o lege menită să năsprească semnificativ sancțiunile pentru depozitarea ilegală a deșeurilor, care presupun noi obligații atât pentru primării cât și pentru cetățeni. Să vedem despre ce este vorba. Prin această lege, amenziile pentru aruncarea sau incendierea deșeurilor crește până la 70.000 de lei și introduce noi contravenții în legislație păstrând prevederea potrivit cărea mașinile folosite la aruncarea deșeurilor în locuri nepermise pot fi confiscate. Legea mai spune că primăriile trebuie să asigure colectarea separată cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă, iar până la data de 1 ianuarie 2025 și pentru textile din deșeurile municipale, totodată primăriile sunt sunt obligate să stabilească dacă gestionarea acestor deșeuri se face în cadrul unui singur contract de delegare a serviciului de salubrizare sau pe mai multe tipuri de contracte distincte pentru toate tipurile de materiale și să organizeze atribuirea conform deciziei luate. Legea mai interzice abandonarea, aruncarea, precum și ascunderea deșeurilor, precum și deținerea sau păstrarea acestora în afara spațiilor autorizate în acest scop. În legislației de mediu în România vine în contextul măsurilor luate de Uniunea Europeană și speră să până capăt depozitării ilegale a deșeurilor pe câmpuri, în râuri, lacuri sau păduri, dar și obiceiul unor grupuri infracționale care ard deșeurile sufocând efectiv anumite orașe din România. Abandonarea, aruncarea sau ascunderea deșeurilor potrivit legii sunt interzise, iar cei depistați vor fi aspro amendați în cazul în care vor fi găsiți de polițiști. În cazul în care vor fi găsiți de polițiști, în cazul în care se dorește să fie găsiți. Comentăm această chestiune cu domnul Octavian Berceanu, expert politici publice de mediu. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Berceanu. Bună ziua! E într-adevăr o lege care arată bine, da? Sunt niște prevederi noi, pentru că existau deja prevederi aspre, nu? E dosar penal în cazul în care arunci deșeuri așa la voia întâmplării, dar cât de mult se poate respecta o astfel de lege în condițiile în care poate nici nu ai destul de mulți oameni la garda de mediu care să facă aceste verificări, poliția are treburile ei, cine să-i descopere? Hai să plecăm pe un fir scurt ce se întâmplă când un comisar merge și constată că o primărie a abandonat deșeurile undeva la margine, lângă cimitir, lângă terenul de sport. Este dispusă aducerea la stadiul inițial a terenului, deșeurile acela trebuie duse undeva. 800 de primării din România nu au contracte, deci gunoiul este ridicat de la cetățeni. Al doilea lucru, nu există niciun fel de infrastructură care să recicleze ulterior deșeurile la nivel național. Vorbim punctual de câteva orașe unde avem volume mari mm -hmm. de deșeuri, unde inițiativa privată a construit aceste rampe unde să vină deșeurile să fie sortate și pormă duse într-o într economie circulară. Doar că noi le punem în fracții, asta nu înseamnă că ele sunt într-o economie circulară. Nu. Vine mașina, le ia la grămadă și le găsim pe groapa de gunoi. În cazul Bucureștiului avem, avem o situație specială în care există doar o groapă de gunoi care se va umple cât de curând și nu am văzut niciun fel de structură să se dezvolte astfel încât să duci mai puțin pe groapa de gunoi, să înființezi o altă groapă de gunoi, să ai uh, o economie circulară în proximitate, să faci ceva cu deșeurile astea. Culmea este că cei care și-au dezvoltat business-uri, afaceri în domeniul deșeurilor, de a produce ceva dintr-un ambalaj pe care îl aruncăm, aruncăm un telefon, el trebuie desfăcut, împărțit pe componente și metale să fie iar reintroduse într-un circuit economic. Deci firmele astea nu au, au avut niciun fel de sprijin al statului. Și vă dau cel mai bun exemplu, uh, programul Rabla, duce mașinile la, la, cele centre de unde sunt desfăcute. Da. Uh, partea metalică, evident, pleacă la export ca fier vechi, dar ce se întâmplă cu interioarele? Niște sute de kilograme de plastic, anvelopele, uh, chiedrele de la geamuri, geamurile. Ce se întâmplă cu ele? sunt aruncate sau incinerate. Și aici avem infracțiune. Oricând arzi, de exemplu, cantități mari de astfel de deșeuri, chiar și câteva kilograme, fumul se vede de la 4, 5, 6 km. Rar a pus să vezi că vine o mașină de poliție acolo. Asta înseamnă că undeva instituțiile statului tolerează infracționalitatea. Dar să mergem mai departe. Vedem sectoare. Există cel puțin un sector în București care își frecvente și îngroapă deșeurile. Ilegal și nu am văzut cumva să fie arestați oameni în acel sector din administrația locală. Uh, mai mult are reclame pe televizor cum își gestionează deșeurile. Uh, cazurile astea sunt, apar la și mass media, le vedem și noi. Uh, nu se întâmplă nimic. Deci cumva degeaba vii cu legislația asta și conform programului uh, România Educată facem și România gestionării deșeului, dacă tu nu ai uh, oameni care să vină să sancționeze, să impună legea în, în teren și avem infracțiuni, îngroparea deșeurilor, uh, incinerarea ilegală a deșeurilor, depozitarea ilegală a deșeurilor sunt infracțiuni, atunci trebuie să mergem cumva să vedem de la firul ierbii cum putem reorganiza odată economia circulară care să absorbă aceste deșeuri, trebuie să aruncăm mult mai puțin pe groapa de gunoi și cum sancționăm acele localități. Poate ori și de ce nu primari? Că noi e, sancționăm de fapt cetățeanul când amendăm o primărie. Nu plătește primarul din buzunarului, plătește cetățeanul, care poate și-a gestionat bine deșeurile. Dar primarul nu este în stare să, să ducă mai departe acest proces. Și atunci, cumva, de la firul ierbii trebuie pornit. Așa cum s-a întâmplat și în ce alte țări din Europa. Dar, dacă e să vorbim despre orășelele mai mici, noi vorbeam în timp ce vedeam materialul și... Cu siguranță ați văzut și dumneavoastră, Le am văzut și eu, cu ochii mei, într-un oraș mai mic, oamenii duceau gunoiul direct la genă cu gălea ta. Nici da. nu se pune problema și oamenii nici nu au bani să cumpere acele um, pungi speciale, pentru că, da, costă și ele aproape 10 lei, pungile alea mai bune, care nu se rup. Ei, și în condițiile în care tu nici măcar nu ai o chestie minimă făcută ca să susții reciclarea acestor materiale. Ce pretenții poți să ai ca ele să fie și ulterior manipulate așa cum trebuie, în așa fel încât să nu poluezi? Păi pretențiile trebuie să vină iarăși de la guvernanți. Ei sunt cei care cumva generează direcția pe care un popor se duce. În cazul nostru, guvernanții toți au ieșit de sute de ori în afară. Au văzut ce se întâmplă, în cel puțin în Europa. Și primarii, să nu uităm. Și primarii, păi, de asemenea. ieșit se întorc -a. în țară și spun cu lehamite, lasă că merge și așa. O, nu mai merge și așa. Odată, poluăm foarte mult. România nu mai este vizitată în momentul de față de turiști din cauza mizeriei dacă întreb un turist, din afară, ce l-a impresionat negativ în România este mizeria. Noi ne caracterizăm în Europa prin mizerie în momentul de față. Nu prin corupție, nu prin munții frumoși sau uh, meleagurile sau alte lucruri, ci prin mizerie. Oriunde te duci, pe fiecare râu în parte, găsești peturi pe margine, pe fiecare drum. Ori de aici trebuie să Pornim, cumva să ne săltăm. E și o chestie de ego. Te duci afară și spui, sau te întreabă cineva de ce ne-a aruncat fracție, gunoiul pe fracții. Da. Nici nu-și imaginează că tu arunci tot gunoiul la un loc. Oamenii nici nu știu ceea ce e aceea fracție uscată, fracție da. umedă. În primul rând, cred că ar trebui și explicat, acest, explicate aceste noțiuni mult mai clar. Dacă te duci în, nu știu, orașul Mizil, și îl întreb pe un om de pe stradă, întâmplător mi-a venit în numele acestui oraș în minte, deci îl întreb ce înseamnă fracție umedă și ce înseamnă fracție uscată. Noastră credeți că știe multă lume? Categoric nu. Păi 90, și de ce nu le explicăm ce e aia fracție 9 uscată? 9% din populația României și nu exagerez, 99% habar nu au cum să colecteze deșeurile. Cum? Sau bunicii noștri știau mai bine pe vremea Lucea Ușescu cum să colecteze deșeurile decât o facem noi dacă acum. Ar să, dacă ar fi să facem o, o scurtă recomandare ca să... Mă rog, chid că ulterior vor fi puse toate la un loc, că nu avem de unde să știm ce se întâmplă cu deșeurile pe care le alungăm. Cum ar trebui noi măcar să facem corect această împărțire? Fracția, ce înseamnă fracție uscată, ce înseamnă fracție umedă? Împărțirea o faci din casă ai patru pungi în care pui gunoi bi biodegradabil, cojile de cartof, coaja de banană, bucăți de pâine. Uh -huh. Ai o pungă în care pui sticlă și metal, o pungă în care pui plastic și o pungă în care pui alte reziduri care nu mai pot nu mai poți face, cel puțin la nivelul uh -huh. ăsta. să Ai 4-5 fracții. E, afară când te duci, ar trebui să le arunci niște tomberoane dedicate. Deja... Cu inscripționare da. vizibilă, că am văzut și modelul în care vin salubriștii, pun tomberoane, dar nu spun ce să arunce acolo. Ei pun tomberoane de diverse culori, dar omul nu știe că nu l-a Sunt puține cazuri în care scrie sticlă, da. carton, deșeuri menajere. afară. În afară, și asta se întâmplă de 40 de ani, dar am întrebat și eu primar din afara României, primar din România care au reușit să rezolvă această situație, Autoritatea locală, oameni din primărie au mers la asociațiile de locatari și le-au explicat. Nu i-au amendat de prima oară, nici a doua oară, nici a treia lună, dar a patra lună au început să-i amendeze și atunci s-a simțit lucrul ăsta și oamenii au învățat. În cât timp? Uh -huh. În câteva zile au învățat. Nu? E... Ce mai ușor învață copiii, de exemplu, într-o gospodărie, cum să arunci deșeurile. Și nu avem educația asta nici făcută la școală. E iarăși un punct important. Dacă îi duci copiii în clase, uite, așa se aruncă deșeurile. Uh -huh. Ei vor merge acasă și vor ști deja când implementezi, implementezi un astfel de model ce trebuie făcut. Ei își vor învăța părinții. Bun, deci ce spuneți dumneavoastră este că dacă e să facem o schimbare cât de cât, ea ar trebui să vină de la primărie sau de la autoritățile locale, pentru că E mult mai simplu într-o comună, dacă acolo da. e jale. Într-o comună sau într-un orășel mai mic în care primarul îi învață, era un exemplu bun cel pe care îl dădeați dumneavoastră, se discută direct cu asociațiile de locatari. Le dai oamenilor niște pungi, pentru că poate nu toți da. au banii Sunt necesari. Pungi pe diferite culori și da. acolo oamenii, poate nu trebuie să plătească punga. Asociația de locatari preia acest da. lucru, aceste costuri, Iau pungile și le pun în tomberoane special dedicate. Trebuie să renunțăm, de exemplu, la blocuri, de la cele burlane. Gena. Gena ne... de gunoi. Gena caracterizează România. E incredibil. Afară când merge un cetățean român, se uită la, dacă vrea să-și ia un apartament și unde e gena. E, uite, gena lipsește din da. context european. Este, a mai rămas la noi și la bulgari gena asta de gunoi. Deci trebuie să renunțăm la gena care strânge foarte multe mirosuri pe timpul verii, disconfort olfactiv, gândaci foarte mulți. Ne întrebăm pe, da. cu toții de ce nu dispar gândaci. E din cauza acestor gene. De ce nu dispar șobolani din cauza mm -hmm. acestor gene? Deci apar mirosuri și infecții și fel, fel de boli din cauza acestor gene. Asociațiile de locatari, da. Președinții de bloc, blocare și așa, de multe ori, sunt acuzați că fac tot felul de șmecherii. Ei bine, ar fi un moment acum, un motiv ca să președinții facă și o șmecherie bună. Să facă și, o șmecherie bună. Da. și, vă rog, de ce e important? să strângi gunoiul selectiv. De ce suntem noi așa de rămași în urmă? În momentul în care tu ai strâns deșeurile astea, ajung cantități foarte mici pe groapă. În țările vecine nouă, ajung mai ajung 20%. Nu mai ai nevoie de grop de gunoi, nu mai ai nevoie de transportul acela infernal pe, pentru groapa de gunoi prin tot orașul, în cazul nostru, București și Ilfov. Uh, și se dezvoltă economia circulară. Asta înseamnă uh, că am luat plasticul ăla, am scos uh, partea asta, am aruncat telefonul într-o parte, dau exemplu, la electronice, și asta este la plastic. Uh -huh. Din chestia asta, încep să se facă lucruri, să se construiască lucruri pentru comunitate. Și atunci nu mai vezi primarii sau care dau uh, milioane de euro pentru bolarzii de pe stradă, pentru că ei sunt făcuți în comunitate din plasticul strâns. Uh -huh. Și este un mic exemplu, dar contează. De exemplu, resturile astea din, din dezmembrarea mașinilor. Plasticul are niște caracteristici. Rezistă 30 de ani la lumină, la ultraviolete. Atunci fă bolarzi din plasticul la toacă, așa cum fac ei afară, oamenii civilizați, și fă bolarzi din el, pentru că bolardul va sta undeva în, la soare. Deci, dezvoltă economie fantastică pe chestia asta. E ai noștri. Sunt așa într-o lume paralelă Față de lumea civilizată da. și, astfel... și nici nu vrem să schimbăm E o rezistență pe care o au foarte mulți români Pentru că își pun problema și de costuri Că trebuie, își pierd vremea Nu sortândă gunoaiele Costă acele pungi și ăsta e adevărul și probabil că... Costurile nu sunt mari pentru că dacă sortezi deșeurile, ce ajunge pe groapă te costă mai mult și ți ajunge o cantitate foarte mică pe groapă. Iar cetățeanul, dacă strânge deșeuri, primește bani. Asociațiile primești bani. Așa se întâmplă peste tot. Ți se scade din factura aia. Și atunci sunt asociații care... Aproape că nu plătești deloc gunoiul. Acum plătești gunoiul, dar când îl împarți pe, pe sortimente, nu mai plătești aproape oamenii deloc. Oamenii să știe asta și să profite da. de ocazie. Bun, aș vrea să mai vorbim puțin și despre un alt aspect. Sezonul rece este de obicei perioada în care poluarea e și mai intensă și noi am observat un lucru, cei din București cel puțin... În weekend, scade foarte multă calitatea aerului. Nu știu dacă e o coincidență, dacă e doar o observație. Cei care urmăresc, că, pentru că sunt o grămadă de um, modalități de a da. verifica um, în timp real calitatea aerului. În weekend, par să întâmpla niște lucruri. Și ni se spune de foarte multe ori că sunt niște bă, gospodării care ard cabluri la marginea Bucureștiului, că ard gunoaie niște bă, oameni de la o casă, dar e imposibil. Să crezi că totuși oamenii aceia dintr-o simplă gospodărie, arzând niște cabluri, ajung mirosurile acelea până în partea alta Bucureștiului, care este totuși un oraș foarte mare. Hai să e real să ține da, explicația? Să weekend. În weekend nu avem trafic foarte mare. Dacă te uiți acum pe străzile din București sau Ilfov, am sărbătorit și Ilfov și București. Da. sunt puține mașini, sunt 2, 3, 4 mașini la intersecție, la stop. Deci nu putem da vina pe trafic. Nu este trafic, n-ai de unde să-l scoți la ora asta. În București nu avem în momentul de față temperaturi de minus 20 de grade de bobotează. Avem cu plus temperaturi de destul de mari. Deci nu duduie centralele, că n-au de ce. În București, în momentul de față, nu avem, de exemplu, nu știu, nu activitate de șantier în momentul ăsta, să zici că a bătut vântul și a ridicat praful ăsta da. de pe șantiere. Și în București, nu, în momentul acesta, nu funcționează instituțiile publice pentru că este weekend. E, dacă am ieșit un pic din București, chiar azi dimineață, spre Vidra, vedem că nu sunt arse câteva cabluri, sunt arse câteva zeci de tone de cabluri, în tot perimetrul Bucureștiului. Ce se întâmplă? Bucureștiul este cald, vorbim de seara, de mm -hmm. exemplu, când avem cea mai mare poluare. Este cald, se face întuneric afară la jumate, 5 se schimbă temperatura în zona Ilfovului, se răcește brusc, mm -hmm. rămâne ca o sobă Bucureștiul în, în mijloc, se ridică acest aer cald și absoarbe aer... acest aer rece din împrejurim. Însă, în momentul în care tu arzi lucruri în împrejurimea Bucureștiului, în aerul acela rece și el este tras spre centrul Bucureștiului, toată poluarea se duce în București. Ce ar trebui să avem instituții care să fie la fața locului și o barieră verde. Asta are fiecare oraș care se respectă, că de multe ori nu este vorba doar de ceea ce se arde fix în zona Bucureștiului și într-o zonă mai largă. De exemplu, noi suntem campion la arderi de miriști în Europa. Un sfert din terenurile care se ard în Europa sunt în România. E o chestie, un obicei extraordinar de prost că distruge calitatea pământului, dar produce și acea cenușă care stă în suspensie peste tot. Nu avem o barieră verde, o centură verde a Bucureștiului. Singura centură în care se opesc praful, cenușile, arderile ilegale sunt blocurile noastre și noi pe străzi. Hmm. Temperaturile pe care le avem acum, nehotărâte Dacă, de exemplu, în momentul ăsta Cred că avem în jur de 13 grade 13-14 grade la prânz E uh, posibil totuși Că aceste temperaturi să întrețină și ele Poluarea, pentru că le avem de ceva vreme Da De ce întrețin poluarea? Pentru că avem o mișcare foarte puternică a aerului În momentul în care Se lasă seara Avem diferențe foarte mari De minus câteva grade la marginea Bucureștiului la plus 7, 8, 9 grade. Și atunci curenții ăștia de turbionari mers spre centrul Bucureștiului și atrag tot ce înseamnă poluare din marginea Bucureștiului. Și din păcate în Ilfov am văzut foarte multe case care ard altceva decât gaz sau lemne. Ard păcură, ard uleiuri, ard bucăți de mobilier care sunt extrem de toxice, ard materiale plastice, bucăți de cauciuc și nu sunt 100 de case sau 1000 de case, sunt zeci de mii de case. Și nimeni nu a bătut la porțile acestor cetățeni să le explice că nu e ok ceea ce fac, pentru că distrug comunități. Din păcate, noi trebuie să impunem legislația în altă formă decât am făcut-o până acum. Legislația impusă de instituțiile statului nu funcționează în momentul de față. Ce a funcționat cât am fost la garda de mediu, apropo, este că nu am pus genunchiul pe gâtul comisarilor și am lăsat să-și facă treaba. de am avut rezultate cât patru ani împreună până atunci. Eu nu am fost superman. Ei am lăsat să-și facă treaba, n-am intervenit peste ei. Lucrurile astea s-au schimbat radical de atunci și au revenit la forma lor inițială în care te duci pe teren când ți se spune și unde ți se spune și faci ce ți se spune, ceea ce este o ilegalitate, dar nu așa funcționăm. Noi așa funcționăm aceea. în da. toate domeniile, până la urmă, e în fibra noastră și o să, o să ne vindecăm greu. Vă mulțumesc foarte cu mult, drag. Tăi, domnule Berceanu, și un an nou cu multe realizări. Noi revenim după publicitate vorbim despre ieftinuarie. ieftin în ianuarie, despre asta este vorba, și vorbim despre biletele de avion, care de obicei în luna ianuarie sunt mai ieftine. De ce se întâmplă asta și cum să profităm în mod profesionist de reducerile pe care le avem acum, despre asta discutăm în câteva momente. Luna ianuarie este cea mai bună perioadă în care să vă cumpărați bilete de avion. Fie că e vorba de vacanță de, de vară chiar sau de city break-uri, la început de an atât companiile low-cost cât și cele de linie se întrec în oferte. Și pentru a ne alege aceste bilete într-un mod profesionist, am invitat alături de noi pe Claudia Tocilă, director de marketing al unei cunoscute platforme de bilete. Ei au inventat acest termen, ieftinoarie care are un foarte mare succes. Al an? Al treilea? Al patrulea? Este al cincelea an, al dacă nu luăm în considerare și mica, foarte mica, campanie pe care am făcut-o în 2021. Da. Când am așteptat. A funcționat și atunci. Până A funcționat, atunci. da. Ce de ce sunt mai ieftine biletele în ianuarie? Explicația este destul de simplă. Este o lună în care se călătorește mai puțin, deci se planifică mai mult și companiile aeriene își fac un, o, o provizie de cash. Adică ne dau prețuri mai mici ca să ne putem planifica și să vadă și ei care sunt rutele care sunt cele mai cerute, cele mai populare. Și astfel toată lumea începe anul cu bine. Odată, companiile aeriene au un plan și ceva mai mult numerar în conturi și călătorii au bilete ieftine și niște planuri pentru. Perioada următoare. Unde găsim aceste bilete mai ieftine? Le găsim doar la low costuri sau sunt și companii de linie, companii mari? Să ne facem niște speranțe că găsim și acolo, poate? Da, sunt toate companiile aeriene de toate felurile, fac promoții în această perioadă. Cred că joi am avut 4 sau 5 promoții în aceeași zi. Oh, inclusiv de la companii de linie, sunt uh, uh, niște peri pe perioade mai lungi. Companiile de linie își fac, să zicem, pe o săptămână, două anunță niște prețuri speciale, pe când low cost-ul face un fel de flash sale, adică dă o, o reducere care este valabilă doar în ziua respectivă. Dar okay. face mai frecvent asta. Deci să fim atenți la companiile respective. Dar um, pot să ne dai câteva exemple. Rute foarte cerute, bănuiesc că una dintre cele mai cerute este București-Roma. Sau București-Milano, um, București-Londra. Um, asta vorbind despre București, pentru că aici ai într-adevăr foarte multe zboruri și pe celelalte aeroporturi ai, mai, mai, ai situații diferite. Dacă e să vorbim despre um, ce ți-a atras ție atenția, poate și de pe alte aeroporturi din alte orașe, care ar fi cele mai tare oferte pe care le găsim? M-am uitat aseară pentru Roma și am găsit 39 de euro în mai multe weekenduri. Deci încă sunt, sunt variante pentru weekendurile din martie, pentru weekendurile din aprilie, chiar și în apropierea Paștelui Ortodox. Oh. Sau legate de 1 mai, când putem să ne luăm o vacanță prelungită. Sunt variante și pentru Milano, tot așa sub 40 de euro, depinde de companie. companii low cost, low cost. Uh -huh. da, În funcție de compania aeriană pe care o alegem, dacă găsim și o ofertă în ziua respectivă, poate să scadă Acestea sunt prețuri într-o zi fără o anumită ofertă uh -huh. Și um, alte, spre Spania, de exemplu, am găsit Madrid, care în general, este, dacă îl alege în luna de plecare, este undeva peste 150 de euro, aproape spre 200 în ultimii da. În temele luni am găsit 90-80 de euro, pentru Londra sunt 45 de euro, ceva de genul ăsta, și spre alte destinații cerute, cum ar fi Paris, uh -huh. care va fi cerut pentru Ziua Îndrăgostiților da. și pentru perioada următoare, sub, sub 100 de euro. Deci, dacă ar fi să vorbim puțin. Ai, ai dat deja un exemplu bun. Sunt anumite sărbători pe care știm că le vom avea și vom avea niște zile libere. Vorbim de Paști, de Rusalii, de 1 mai, de Ziua Îndrăgostiților, care, în mod normal, în mod tradițional, este marcată într-un fel, adică nu mergi neapărat dacă pică în mijlocul săptămânii, nu o să te duci atunci, dar te duci într-un weekend înainte sau după. Dacă aș lua un bilet în ianuarie, e cam care e diferența față de un bilet pe care l-aș lua mai aproape de Paști, să zicem, cam cu cât poate să crească în timp. simulările bilet. pe care le-am făcut în acest moment, este o diferență de până la 60-70%, wow. pe anumite destinații chiar 80% pe media lunilor de plecare. De exemplu, dacă vrem să plecăm în luna aprilie, Prețul mediu din luna de plecare, dacă l-am cumpărat, am așteptat până în ultimul moment sau cu două săptămâni înainte, este cu cam 70% mai mare. Deci e un moment foarte bun de planificat. Zborurile sunt încărcate până la cel puțin jumătatea anului, deci le putem găsi și putem să planificăm ce știm că sunt zile libere și ce intenționăm să facem sau dacă vrem să vizităm pe cineva, e un moment bun să, să, să cumpărăm aceste bilete. Ulterior, putem să luăm și hotelurile. Deși și pentru hoteluri sunt sunt prețuri foarte bune cele care au încărcate, într-adevăr, pe măsură ce ne ducem spre. Să vedem și de cazării mai ieftine în ianuarie pentru următoarea perioadă, adică? La hoteluri, regula este destul de simplă: cu cât îl iei mai din timp, cu atât ai mai ieftin, doar să fie deja încărcate în sistemele de rezervări camele. De exemplu, pentru vacanța de vară, nu toate hotelurile și-au deschis platformele. Dar pentru. Până în aprilie-mai le găsim sigur, și cu câte luăm mai din timp, cu atât sunt mai ieftine. Sunt și pachete mai ieftine în ianuarie. Știm că exista acea. Um, acel sistem Early Booking. Înainte de pandemie era foarte folosit. În pandemie oamenii au început să își facă niște calcule mult mai uh, apropiate de evoluția virusului. Dar uh, am revenit la Early Booking, adică mai merită să cumperi în ianuarie. Bilete de avion plus uh, cazare de niște pachete uh, făcute de o agenție eventual să fie cumpărate în ianuarie pentru iulie, august se mai face asta din nou? Cred că va fi primul an în care vom, vom putea să achiziționăm din nou aceste uh, pachete pentru că există mai multă predictibilitate în ceea ce privește zborurile și Bun. nu să mai avem restricții, asta ne este destul de clar. Deci putem să ne reluăm uh, obiceiurile de dinainte de pandemie, inclusiv în aceste planificări. Însă, dacă cumpărăm doar biletele de avion și nu avem acoperirea unei agenții de uh, uh, un tur operator care să ne garanteze că vom ajunge acolo, uh, noi avem niște pachete, niște servicii pe care le putem uh, adăuga unui zbor ca să putem să oferim același tip de, de acoperire. Astfel dacă se anulează zborul și uh, trebuie să mergem, uh, trebuie neapărat să ajungem la destinație, fie că e la întoarcere, fie că e la plecare, uh, există acel uh, pachet uh, numit Trip Protect, care te ajută să ajungi la destinație. Uh, și să cumpărăm noi alte bilete. s-a întâmplat și în general, ok, dacă suntem în vacanță, poate avem mai multă flexibilitate o zi două, dar poate trebuie să ajungem la o întâlnire la destinație. Și atunci e, e necesar să ajungem uh, la timp și noi cumpărăm primul bilet disponibil uh, ca să, uh, fără alte costuri din partea pasagerului. Deci ar fi, ca să încheiem subiectul ieftinoarie, toată luna ianuarie poate fi luată în calcul sau să ne grăbim acum repede, dacă avem niște bănuții puși deoparte, să nu o lăsăm pe februarie-martie? Ar fi mai bine, da, pentru luna ianuarie. Cred că există un, o extindere spre primele zile ale lunii februarie, dar cele mai multe promoții sunt acum la început, și în special săptămâna viitoare, săptămâna care urmează, deja cum ne apropiem de finalul lunii, încetinește și crește cererea și atunci cresc și prețurile. Da, mare grijă, așadar, dacă vreți să vă faceți o astfel de surpriză, dumneavoastră, familiei celor dragi. După publicitate, vorbim despre o campanie pe care ați făcut-o voi pentru familiile despărțite, copiii care au rămas în România, părinții muncesc în străinătate. Sunt foarte multe cazuri din acestea, emoționante multe dintre ele și tocmai acestor categorii li s-a adresat campania. Vorbim despre rezultatele ei în câteva momente. Când ne gândim la un bilet de avion, că vorbeam ceva mai devreme despre campania din acest an ieftinoarie, pe care am numit-o deja preluând numele folosit de 5 ani de cei care l-au inventat, dincolo de plăcerea pe care ți-o dă în mod direct o vizită într-un oraș, într-o capitală, sunt și povești emoționante în spatele unui simplu bilet de avion. Și uh, tocmai de asta am vrut să vorbim despre campania pe care ați început alături de Asociația de Social Incubator, de a aduce împreună pe 17 copii și părinților plecație la muncă în străinătate. Prin această campanie au fost oferite bilete de avion gratuite către și din România, plus ajutor pentru uh, psihoterapie pentru uh, cei implicați. Și uh, avem deja rezultatele acestei campanii. O să te rog să ne spui uh, cum s-a desfășurat ea și înțeleg că aveți și niște povești foarte frumoase în spate. Da, campania Acasă Regăsit a fost, uh, a început în uh, luna septembrie. Am avut niște fonduri la dispoziție ca să ajutăm 50 de familii să se reunească cu cei uh, plecați în străinătate, uh, dintre care uh, în total au aplicat 117, uh, 85 au fost eligibili și am ales deocamdată doar 50 urmând ca pe ceilalți. să Deci, nu ajutăm. sunt 17, sunt 50? Dintre aceste 50, cazuri. 17 au ales deja să și ia biletele acum și au venit de sărbători acasă. Și următorii vor pleca în perioada următoare pentru că nu pot să-și ia concediu sau nu au putut să plece copiii. Nu au documentele necesare, în toată lumea, pentru a-și aduce copiii sau să vină ei din cauza locului de muncă. Prețul mediu al biletelor de avion a fost destul de scump în perioada sărbătorilor și astfel am încercat să ajutăm cât mai multă lume, dar pe cei care urmează să-i să ajutăm o vom face până, până de Paște, când deci un val a fost de Crăciun și restul vor veni în perioada următoare și până la Paște. Deci 17 deja au fost în țară și au beneficiat de acest program. De unde sunt cei mai mulți dintre Din ce țări? Majoritatea sunt din țările în care există multă populație de diaspora, Belgia, Franța, Germania, Austria, Italia, evident, și deocamdată cei care au venit din, din, din Italia și din Belgia au fost cei mai mulți. Și cum au, fost, cum au fost întâlnirile? Că deja ați avut câteva dintre întâlniri, Cum au fost emoționante? Au fost, au fost foarte emoționante. Sunt câteva povești care ne-au emoționat și ne-au întristat și ne-am bucurat că am putut să-i ajutăm. Majoritatea acestor copii, 80%, nu și-au mai văzut părinții de peste șase luni. Există chiar niște cazuri în care nu și-au văzut părinții niciodată pentru că abia s-au născut și... Și-a văzut un tată bebelușul de șase luni pentru prima oară. A fost extrem de emoționant. Un tată care și-a văzut cei cinci copii chiar în noaptea de ajun. Le-a făcut o super surpriză. Nu știau. Nu știau. Mama era... Nu știa, dar mm -hmm. copiii nu știau și au rămas. a fost cel mai frumos cadou de Crăciun pe care l-au primit. <sus> și sunt astfel de povești. De exemplu, o mamă cu cei doi copii s-au dus să-și viziteze tatăl în... În Germania, tatăl a suferit un accident de muncă și nu poate călători, așa că am facilitat plecarea lor acolo. Uh, și sunt multe, multe astfel de, de povești uh, dureroase. Uh, oamenii lucrează, toată lumea lucrează, și a fost una dintre condiții să putem să, să verificăm dacă într-adevăr au nevoie de ajutor. Și da, sunt mult mai multe decât uh, am putut noi să alegem. Uh, 80% la, uh, Dintre, dintre, acești, dintre aceste cazuri pe care le-am avut, 25% au ambii, ambii părinți plecați în străinătate și stau cu bunicii sau cu, cu rudele. Pentru aceștia încercăm să facem și această consiliere psihologică de care au nevoie și dintr-o parte și din alta, pentru că și părinților le este foarte greu. Nu doar copiii suferă, ci și ei suferă. Asta am, am învățat din poveștile pe care le-am auzit. Și sperăm să putem să facem asta în continuare pentru că este una, unul dintre fenomenele sociale cele mai exact. dureroase ale României. Da, în e vorbim... un gest foarte frumos și felicitări și un an nou bun și în care să reușiți să faceți astfel de gesturi frumoase și de Paști, da? pentru că și atunci vom vorbi despre cum a fost campania de Paști. Ne vom întâlni după. Mulțumesc, Mulțumesc. foarte mult, Claudia! Punem punct aici discuției noastre și de la fix știri cu Dan Gabor, sunt Irina Petraru. La revedere!